Marinarii au ratat cu cererea unui nou titlu după 17 ani, dar au reușit cel mai bun meci din ultimii 5, dovedind că partida de la Timișoara nu a fost o întâmplare. După reprezentanția de sâmbătă seară, se poate spune că la Constanța s-a născut o echipă. Semifinala dubioasă cu Timișoara a fost o piată de moară agățată de gâtul Constanțenilor, iar o evoluție palidă în fața vicecampioanei în exercițiu la ora meciului ar fi dat și mai mult nas contestatarilor care n-au văzut jocul aproape perfect al elevilor lui Cristian Petre, risipă de energie fantastică din Banat și spiritul de sacrificiu ieșit din comun și doar cele șase nume lipsă la apel din lotul Timișoarei. Din fericire, Faru n-a mai lăsat sâmbătă loc de interpretări când vine vorba de calificarea meritată în finală. Deși creditată cu șansa a doua, echipa Costanțeană a început mai bine jocul și a deschis scorul printr-o lovitură de pedeapsa lui Florin Vlaicu. Marinarii au fost agresivi și au jucat foarte sus, dar micile inexactități au fost taxate de către ei măreni. Lux Samoa a egalat după o jumătate de oră de joc și Mihai Dico a marcat primul eseu al meciului după o fază dificilă. Doi constanțeni s-au făcut locaută reciproc pe teren după o ciocnire violentă la acest prim eseu, iar apărarea afaristă, fără doi oameni, cu greutate, n-a rezistat molului băimărean. Decizia ulterioară a centralului, care nu le-a mai permis lui Mototolea și Nere să revină pe gazon, deși băimărenii au avut și ei un jucător care a jucat cu un bandaj imens la cap, a lăsat impresia că a avantajat noua campioană, cei doi fiind imposibil de acoperit de rezerve. Samoa a transformat eseul lui Dico, dar scorul la pauză a fost de 10 la 6, după ce Vlaico a mai marcat dintr-o lovitură de pedeapsă. Imediat după reluare, Vlaicu a marcat pentru 10 la 9, iar Farul a început o perioadă de joc foarte bună, rămas însă fără rezultat pe tabelă. Prima acțiune ofensivă a băimărenilor, finalizată cu eseu de Giorgio Bernardo Phillips, a contat enorm în economia partidei. Bizina, Șamareț, Samoa au dus diferența la 25 la 9 și totul părea pierdut pentru marinari. Dar Farul nu a renunțat la luptă, iar apostol a marcat un eseu, Vlaicul a transformat tot el în dintr-o lovitură de penalitate, dând semnalul în unei final electrizant, mai ales că Baia Mare a greșit impardonabil în Ofensivă și le-a dat mingea constanțenilor în minutul 79. Farul a forțat în ultimele minute, la scorul de 25 la 19, dar nu a mai reușit un eventual eseu care să-i aducă primul titlu de campioană din 1997 în coace, finalul fiind parcă o copie a întregului sezon. Atac perfect și gafă incredibilă a lui Tsukavili, care a căzut cu mingea, apoi s-a ridicat continuu în faza, penalitatea fiind incontestabilă.